Rusia a criticat Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii față de ceea ce Moscova consideră amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova. Reacția a venit din partea Ministerului de Externe rus după declarațiile făcute recent de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Derek Hogan, care a spus că politicienii aleși din Republica Moldova trebuie să respecte voința poporului și să se apuce urgent de lucru. Ministerul Afacerilor Externe rus a evocat inclusiv declarațiile făcute la sfârșitul lunii februarie de șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, precum și ale ambasadorilor țărilor Uniunii, de la care ambasadorul american a preluat ștafeta și, în cele mai bune tradiții ale misionarismului american, a postat pe site-ul ambasade o predică despre democrație, pandemie, politicieni și oligarhi corupți, dificultăți economice și criza politică în care s-a trezit Republica Moldova. În mesajul său, în care diplomatul american subliniază că aleșii Republicii Moldova trebuie să respecte voința poporului, să rezolve impasul actual și să se apuce de lucru pentru a răspunde nevoilor urgente ale cetățenilor, ambasadorul Derek Hogan nu s-a putut abține în a indica conducerii Republicii Moldova ce trebuie să facă exact, afirmă ministrul afacerilor externe rus. Republica Moldova, potrivit rușilor, ar putea fi ajutată să iasă din criză nu prin predici misionare din partea Statelor Unite ale Americii și instrucțiuni ale Uniunii Europene, care polarizează societatea și mai mult, ci prin respectul real pentru suveranitatea acestei țări și neintervenția în procesele sale politice. La sfârșitul lui februarie, ministrul afacerilor externe rus îl acuzase pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, de ingerențe în afacerile externe ale Republicii Moldova, după ce diplomatul declarase pentru presă că este îngrijorător ca persoane implicate în frauda bancară să decidă în privința investirii unui nou guvern. Totuși, alt scandal care înconjoară acum Rusia, pe lângă cel cu Republica Moldova, care există de câteva luni, aș putea spune, sau dacă vreți să fiu puțin mai direct, de câțiva ani sau zeci de ani. Ei bine, alt scandal, după cum spuneam, este cel legat de Ucraina. Dacă sancțiunile de pe noua listă a Uniunii Europene devin efective, va fi fără îndoială o reacție din partea noastră, a declarat Ministerul Rus al Afacerilor Externe într-un comunicat. Ambasadorii țărilor Uniunii Europene au ajuns vineri la Bruxelles la un acord de principiu pentru impunerea unui nou set de sancțiuni economice Rusiei, acuzată de implicarea directă în conflictul din estul Ucrainei. Moscova a criticat faptul că Uniunea Europeană ia o decizie de principiu cu privire la noi sancțiuni, care urmează să fie aprobate oficial începând de luni, în timp ce vineri, la Minsk, s-a anunțat un armistițiu între trupele de la Kiev și separatiștii proruși. Uniunea Europeană trimite, în fapt, un semn de susținere directă celor care susțin războiul la Kiev, care nu sunt mulțumiți de întâlnirea de la Minsk, continuă ministerul. În loc să caute febril mijloace pentru a prejudica economia propriilor săi membri și a Rusiei, Uniunea Europeană ar face mai bine să susțină renașterea economică a regiunii Donbas, conchide textul referindu-se la regiunea din estul separatist al Ucrainei. Totuși, revenind la Republica Moldova, aliații din NATO susțin cu fermitate integritatea teritorială și independența Republicii Moldova, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, într-o conferință de presă la finalul primei zile a reuniunii miniștrilor de externe din țările membre NATO la Bruxelles. Aș dori să-l felicit pe noul președinte ales Maia Sandu. Republica Moldova este un partener al NATO. Aștept cu nerăbdare să o întâlnesc la un moment dat pentru că apreciem desigur și cooperarea cu Moldova ca partener al alianței noastre. Vedem cum Rusia a desfășurat trupe prin încălcarea dorințelor diferitelor guverne din vecinătatea noastră, cum Rusia a anexat ilegal Crimea, cum continuă să destabilizeze estul Ucrainei, cum există trupe rusești în regiuni din Georgia și de asemenea cum există trupe în Moldova, în Transnistria, a declarat șeful NATO. Și această încălcare a integrității teritoriale a Republicii Moldova este încă un exemplu al modului în care Rusia de prea multe ori nu respectă dreptul internațional și integritatea teritorială a țărilor, inclusiv a Moldovei, a subliniat Stoltenberg. Declarațiile secretarului general al NATO intervin
după atacuri concentrate ale Kremlinului din ultimele zile împotriva președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că Rusia trebuie să-și retragă grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, iar misiunea de pace rusească să fie înlocuită cu una civilă, cu mandat internațional sub auspiciile OSCE și Organizației Națiunilor Unite. Potrivit Radio Chișinău, Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă la Chișinău că nu există niciun acord semnat de Republica Moldova prin care să fie permisă staționarea trupelor ruse creată pe rămășițele foste armate a 14-a URSS în regiunea transnistreană, precum și a muniției militare. De la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, până la șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, responsabilii ruși au afirmat că retragerea trupelor ruse de menținerea păcii va aduce la o destabilizare în regiune. Atacurilor Kremlinului li s-a asociat președintele în exercițiu pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon, care a amenințat că va scoate oamenii în stradă pentru a apăra pacea în Transnistria, conform presei moldovene. Mai mulți analiști de la Chișinău au calificat reacția Moscovei la declarațiile Maiei Sandu cu privire la Transnistria drept disproporționată, ceea ce demonstrează în opinia lor că Kremlinul a fost deranjat de faptul că a suferit o înfrângere geopolitică în Republica Moldova. Totodată, lipsa unei reacții a Ministerului Afaceri Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova demonstrează faptul că guvernul premierului Ion Chicu este minoritar și nu se bucură de susținerea majorității alegătorilor care au votat-o pe Maia Sandu, consideră analiștii Anatol Țăranu și Ion Tăbârță. Ion Tăbârță consideră că prin declarațiile cu privire la Transnistria, Maia Sandu doar a reiterat poziția președinților moldoveni de până la Dodon. Această reacție disproporționată a Moscovei o putem interpreta că Moscova a suferit o înfrângere geopolitică în Republica Moldova. Igor Dodon trebuie să fie un fel de paravan al intereselor rusești în soluționarea acestui conflict. Nu exclud că în continuare oficiale ruși vor spune că poziția Maiei Sandu este de fapt viziunea Occidentului, în special a Statelor Unite ale Americii. Politologul Anatol Țăranu apreciază că lipsa oricărei reacții din partea Ministerului Afacerilor Externe demonstrează că guvernul Chicu sabotează acțiunile președintelui ales al Republicii Moldova. Lipsa unei reacții din partea Ministerului de Externe moldovean este remarcată și de analistul Nicu Popescu, fost ministru moldovean de externe în guvernul Maiei Sandu. În aceste zile, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene al Republicii Moldova alege dacă această instituție exprimă poziția țării sau exprimă poziția unui fost lider politic respins de către cetățeni. Tăcerea de până acum a Ministerului Afacerilor Externe înseamnă nu doar desolidarizarea față de președintele ales, dar și desolidarizarea de valorile, tradițiile Ministerului Afacerilor Externe, cât și de consensul național față de acest subiect, a subliniat acesta. Trupele ruse, având misiunea oficială apărării depozitelor de muniție sovietice din Transnistria, numără în jur de 1500 de militari, iar forța de menținere a păcii rusească aproape 500. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre declarațiile Rusiei cu privire la să nu ne băgăm în treburile interne ale Republicii Moldova? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul secundar de YouTube, Antrenează Creierul, aveți link în descriere. Și de asemenea un follow pe Instagram ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.